Giurgiu la mai multe persoane suspectate de vânzare de droguri și produse etnobotanice. Au fost reținute 10 persoane, printre care un fost polițist giurgiuvean, fratele și soția acestuia, precum și vânzătorul de la magazinul pe care aceștia îl dețineau la parterul unui bloc, unde comercializau produse etnobotanice. Toți cei reținuți, dar și produsele și bunurile dobândite în urma săvârșirii infracțiunilor, au fost conduse la sediul DIICOT Giurgiu pentru audieri. Suspecții se află de mai multă vreme în atenția organelor legii, având în vedere că foarte mulți giurgiuveni s-au plâns de faptul că în Giurgiu încă se mai vând etnobotanice, deși toate magazinele de profil au fost închise. Rămâne de văzut dacă persoanele reținute vor primi mandate de arestare sau vor fi judecate în libertate.